Iarnă, iarnă, albă iarnă, cerul a început să cearnă. Bună dimineața, o săptămână frumoasă să avem cu toții, aici pe YouTube, aici pe internet, dar și mai ales în viața de zi cu zi. O cafea bună, din cana cu inorogi, închin în cinstea voastră spre deșteptare, din somnul cel de moarte, de la Marius. Care Marius? Mă întrebați acum care Marius. Marius, amicul meu, de pe buymeacoffee.com/nicubendea. Acolo se pot aduna cafelele voastre, pentru care vă mulțumesc. Știu că sunteți de o generozitate ieșită din comun și din comună, dar dacă doriți cu adevărat să dați o cafea, puteți. Hai, lasă-mă. V-a fost frică? V-a fost teamă că nu ne vedem pe YouTube în dimineața asta? Păi dacă a început migrația, plus că vineri am fost sabotați, mă, s-a luat curentul în nord-vestul țării. Ne-am și speriat. Vin vremurile lui Ceaușescu. I-am zis la soacră, caută sticla de lampă, caută petrolul, fotochinul, caută ceva să... Dar și-a venit curentul, și-a revenit curentul, nu s-a stricat numai calculatorul. Numai și becurile nu mai mergeau, dar în rest ok. Pană de curent, dar în rest totul bine și... Frigiderul merge ca mașina de spălat. Da, da, și acum în mașina de spălat ținem carne congelată. Dar în rest nu-i nimic de la pana de curent. Și televizoarele merg parcă ar fi radio. Bine că n-avem radio. Iar instalația de la bec, nu vreau să vă spun, cântă fuego. Instalația de la brad. Beculețele nu mai pâlpâie, dar când... Dar, domnule, a început migrarea, emigrarea. S-a mutat și Trump de pe Twitter, s-a mutat pe Parler, sau cum dracu îi zice, la platforma aia. Și românii își fac una Sparler. Noi suntem mai deștepți, mâncați așa. De pe Facebook pleacă lumea, a început migrația, vă spun, dar eu rămân aici cu voi pe canalul de YouTube. De ce? Pentru că v-ați abonat. Suntem aproape 5400, ceea ce e un număr infim la câte zeci de milioane de urmăritori au alții, dar e un număr bun, un număr prevăzut în tratatele de numerologie, despre care vom vorbi mai târziu. V-a prins un pic din soare, v-a luat prin surprindere, stați în zonă cu cod galben de viscol, dar păi e zăpadă, ce Dumnezeu? Ce Dumnezeu, e zăpadă, e iarnă, trebuie să fie un pic de nea. Zăpadă, nea, omăt, știți cum scriam noi sinonimele alea la școală, când eram la școală. Acum să vedem în weekendul care vine, să vedem ce-o fi în Poiana Brașov, că am văzut ce-o fost în weekendul ăsta, între stațiuni cozi. De la o stațiune la alta coadă, nu se deplasa nicio mașină. A venit poliția, în loc să-i ajute să se deplaseze pe șofer, le-a dat amendă. De ce le-a dat amendă? Că au parcat pe drum public. Dar, domnule, noi mergem, nu se vede, aveți 0,2 km la oră, nu se vede. Extraordinar! Măcar unii sau unele s-au bucurat un pic. A fost și Cristi Borcea în Poiana Brașov. Vă dați seama dacă au apucat el să intre printre mașinile de la coadă. Unele doamne ziceau soților, nu accelera, poate vine Cristi pe la noi. Vine că l-am chemat noi. Dacă tot nu a venit popa cu boboteaza, măcar să vină Cristi cu fofeaza. Nu se lasă Borcea. Pregătește al 10-lea copil acasă și al 110-lea, al 1110-lea pe lângă. Bărbat bun. Decât să vină extraterestri să ne coco. Nu, să... poate și el, poate. Poate și el. Elevilor, dragi, deja sunteți la școală online, succes mult, mai sunt 3 săptămâni, evaluări, chestii, trestii, săptămâna de vacanță vine la început de februarie și din nou, februarie, poate o să mergem la școala reală. Da, de unde? Că domnul Câmpianu, domnul ministru, zice că s-ar putea că după ce se rea școala în mod tradițional, profesorii și elevii să vină sâmbătă la ore. Păi unde s-a mai auzit chestia asta? Iarăși trăim momente de împliniri mărețe. Păi elevii nu vin la școală nici lunea, nici vinerea. Mai vin ce vin marți, miercuri și cam atât. O să vină ei sâmbăta, când e somnul cel mai dulce. De-aia profesorii trebuie pregătiți. Nu mai fac ei ore de pedagogie, nu mai fac cercuri pedagogice, nu. În Galați s-a dat o circulară prin care profesorii sunt invitați să participe la un curs de numerologie. Bă, curs de numerologie! Vă dați seama, să vadă care e vibrația destinului elevilor. Și cine ține cursurile astea? Neti Sandu, numerologia, sora mai mică a astrologiei. Ai de capul meu. În loc să facem școală, am ajuns să dăm în bobi, să meargă săraci profesorii la oră, nu cu catalogul sub braț, nu cu trusa geometrică, cu dita mai globul de cristal, să-i ghicească elevului viitorul în stele și numere. E drept că sunt și numere bune, de exemplu 69, dar nu despre asta e vorba. Oricum, ele... Bă, s-o strica școala. Eu de când tot raga asta aici, s-o strica școala. Acum, cursuri de numerologie, mai este și cumpănașul ăla.
Și elevii sunt tentați și tind să creadă pe ăștia, din afara școlii, în loc să se preocupe de ceea ce le predau profesorii. Da. O să meargă profesorul la școală cu vârtelnița, cu cazanul, cu găina cu pene negre, să le ghicească în bob viitorul elevilor. Vi-l ghicesc eu, fără alte obiecte. Dacă nu puneți mâna pe carte, o să ajungeți politicieni, cafea de la Marius, pe buymeacoffee.com/nicumen. Ne mulțumesc frumos! O cafea de dimineață, o cafea bună de dimineață, da. Să nu ziceți că v-ați băgat în dormitor după ce ați urmărit ce am zis eu aici, că v-ați încuiat în dormitor, că nu sunteți nevasta marelui tenismen Ilie Năstase. Ilie Năstase, iară, o agresat-o pe nevastă sa. Mai mult o speriat-o, că la vârsta lui cu ce să o mai agreseze, de aia săraca s-a încuiat în dormitor, s-a încuiat în cameră și a început să sune la 112. Deci e un bătrânel pe casă tare agresiv. Acum nu știu ce să zic, întrebat de poliție sau întrebat de jurnaliști, Ilie Năstase, a fost întrebat, zice, domnule, ți-ai agresat soția? La care Năstase zice, eu nu țin minte așa ceva. Nu țin minte, păi normal, la 70 și atâtea de primăveri, ce să mai țină el minte? Dar se pare că nu-i frumos. Și-o lovit nevastă, practic a snupit-o, a snupit-o în bătaie, a snupit-o ca Snoop Dogg. Rapperul american. Bă, dar la cum mai poate trăi, mă? La cât o băgat în el? Extraordinar. Parcă e un exponat de la Antipa, așa, numai fibră, numai os. Te mir că mai respiră, mă. Snoop Dogg, celebrul rapper din America, e. S-a postat pe Instagram, că de acolo n-a plecat, cum trăgea el din Vita mai joint-ul, zici că el trebuia să-l țină pe umăr, și asculta o melodie de-a lui Florin Salam. Comenturi. Rege la rege ta trage. Dați seama că să-l asculți pe Florin Salam. Ca să-l asculți pe Florin Salam, trebuie să ai ceva. Că altfel nu poți să-l asculți. Dan Bitman, nervos, oculta mondială, zice, trebuia, dacă era băiat bun, să asculte melodia și băieții plâng câteodată, și bărbații plâng câteodată, nu cu aia, cu cartoane, cu pandemie, ce cântă Salam. Da, regele Snoop Dogg, la cum arată, n-ar trebui să asculte Salam, ar trebui să mănânce Salam, să mai pună ceva pe el. Băi, dar ține la români. Uitați-vă că acum al vreo 4-5 ani și-o dat tag din greșeală pe Facebook și-o zis că e în comuna Bogata, din Mureș. Domnul primar, luați moartă, au zis, dragul meu, Snoop, cutia Snoop, adică câinele nostru, Snoop, dacă dorești vila Bogata, îți dăm noi de mâncare, zeamă de varză cu crămață afumat și carne proaspătă de porcule. Vedeți? Vedeți? Aici, în Ardeal, în Transilvania noastră, dacă îți vine un musafir ca Snoop Dogg, nu-i dai salam. Țica, țica, da, nu-i dai salam, îi dai zeamă de varză cu carne proaspătă. Să vină în Bogata de Mureș și e așteptat. Luați voartă, îl așteaptă, ca pe un survivor. Cafea de la Marius. Puteți oferi și voi o cafea pentru bătrânul, că sunteți herbac, tencuială fină, pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea, cam acolo cont. Că doar nu m-am mutat de pe Buy Me A Coffee pe Buy Me A Drink. Bună și cafea, mulțumesc, anticipe. Survivor România au debutat sâmbătă în forță. Un nou show. 2,5 milioane de români s-au uitat la show-ul ăla, săracii români. Au crezut că dacă se uită la Survivor, o să învețe de acolo cum să-și micșoreze factura la electrică, factura la gaz, cum să ia benzină mai puțin scumpă. Au crezut că învață cum să supraviețuiască pe criza care urmează să vină. Dar nu, erau două trupe care se băteau între ele. Așa scrie ratingul în ziar, așa scrie că Survivor a bătut Godzilla de pe ProTV și a bătut și pe Bambi de Pantene. Bă, înțeleg că Survivor a bătut Godzilla. Da, s-o bați pe căpriora Bambi. N-aveți voi nici un pic de Survivor România. Eu mă uit că în echipa războinicilor e starostele Alin Sălăjan, din Ghiriș, din Câmpia Turzii. Băiat frumos, i-am fost la nuntă, i-am zis bancuri. Ne știm de pe la spectacole. Luptă și el acolo, de din coate. Că vedetele, vai doamne, Alexandra Stan, aia leșinată, o să mai urmăresc, că numai să-i vezi acolo în condiții de supraviețuire. Socră mea e săracă, e contrariată. Se uită la vedete și nu știe care e Jador și care e Culiță Sterp. Zice, mă, amândoi sunt alți, amândoi sunt alți. Care e vedetă? Păi zic, amândoi sunt vedete, care cântă? Păi zic, amândoi cântă, care are barbă? Păi amândoi au barbă. Care o foc cu Carmen de la Sălciu? Întrebarea de balaj al lui socra. Păi zic, nu știu, ca mamă, nu știu, nu ne băgăm. Jador, ăla săracu numai dă cu pumnii în piept, zici că e Tarzan de Ferentari și
Culiță sterb, care au anunțat că așteaptă să-i vină un copil. Nu știe de la cine, dar așteaptă. Borcea fie cu noi. Da, survivorilor, supraviețuitorilor, urmăritorilor, mulțumesc de abonare. Mulțumesc că ați venit și astăzi aici. Vă aștept în comentarii. Bă, vă aștept să comentați la ce am zis până acum și să continuăm subiectul pe pagina mea de Facebook. Mulțumesc de abonare, putere în șale și săptămână bună, Doamne ajută-vă!